Am revenit la emisiunea noastră, la emisiunea noastră specială, stimați telespectatori. Invitat astăzi la Ploiești TV, maestrul Ștefan Râmnicianu, pictor, sculptor, pornit de aici, din urbea noastră, cucerind orașul luminilor. Aș vrea, maestre, să ne spuneți cum a fost acest drum, acest urcuș de aici, pornit de aici, din Ploiești, spre Europa, spre Paris, dacă a fost, nu știu, lin, așa ca o adiere, sau mai degrabă o luptă. Vedeți, dumneavoastră, după cum știm cu toții, îmi doresc să, practic, să străbat niște repere foarte clare, foarte, foarte evidente în viață. Trebuie, într-adevăr, să te și sacrifici, să ai o viață extrem de dăruită acestei aspirații, acestui ideal. Într-adevăr, arta a fost pentru mine, cred că, un mod de a mă cunoaște, ca un fel de strigăt interior. Într-un fel, poate că m-a salvat, m-a mântuit. N-aș putea spune că îmi place foarte mult confortul în viață. Cred că cel mai interesant e pentru mine, în propriul atelier, cel mai interesant sunt momentele în care sunt tensionat, în care am o stare de inconfort. Arta este un inconfort. Nu e dolce far niente, cum probabil foarte multă lume crede, că e artist, că pictează. Nu. Arta presupune o încordare, o tensiune și are o continuitate permanentă. Ea nu se oprește. Nici după ora 11, 12, ea sălășuiește în permanență în tine, locuiește în tine. E ca un fel de coabitare care se unor nu se petrece într-un mod fericit. Pentru că eu cred că e foarte important să poți, să ai posibilitatea să te vezi cu foarte multă, dacă vreți, cu ochii critici. Pentru că, cum spunea, trebuie să-l citez iar pe Cioran, îngrijorarea și nesiguranța creează cunoaștere. Deci, în momentul în care ai sentimentul că îți este teamă de artă, pentru că arta presupune și o umilitate, presupune o subordonare a măreției sale. Eu, de exemplu, un mare artist italian, Morandi, pe care l-am în expoziție, care a dat o lecție formidabilă întregii arte contemporane. Toată viața sa el a lucrat naturi statice și recuzita lui fiind sticlele, de exemplu. Le picta, după care le picta. Nu putea să picteze sticlele așa cum le găsea în natură. Le picta și după care le punea într-o compoziție și le picta. Umilitatea de a picta o viață întreagă, acea natură statică, făcând din ea o lume, creând o lume sinfonică, polifonică aproape, este magistrală. Adică din lucrurile simple poți crea măreții. Nu întotdeauna ai nevoie de această, dacă vreți, acest de beneficiu marilor mijloace. Uneori, simpla prezență a obiectului și a subiectului artistic poate, la un moment dat, să dea o altă dimensiune pe care n-ai fi bănuit-o niciodată. Deci, arta nu e pentru mine acest mijloc dacă vreți, de a fi înconjurat de beatitudine, de bucuria vieții. Evident că nu, să nu cumva să credeți că toată viața mea o petrec într-o carapace plină de tensiune și de dramatism. Nu, dar ea te schimbă, ea te metamorfozează. Ea spune tot tipul întrebări. În același timp îți creează senzația și de dependență și în același timp și de o oarecare
punere la punct. Nu poți să-i scapi. Ești deja în labirintul său, din care uneori practic nu poți ieși. Și nu avem întotdeauna firul Ariadnei la noi ca să putem să ieșim la suprafață, cum a făcut Tezeu. Uneori rămânem în interior. Și lucrul ăsta este, pentru mine este extrem de confortabil. Parcă în interior devin liber. Aici e paradoxul. Mă simt mai liber în interior decât azi în societatea, dar nu mă simt deloc nici bine, nici liber, nici nu iubesc. Adică simțim că suntem spectatorii unei perioade în care ne îndepărtăm practic de frumusețe. Frumusețea devine o relicvă. Estetica, spiritualitatea devin vetuste. Asistăm la nașterea unei societăți brutale. Parcă e o uzină kafkiană care creează, omul devine, parcă e clonat, devine cu dependent societății de consum în permanență. Nu mai este el însuși. Este o masă de oameni care au aceleași gesturi. Mă uit și la tinerii care văd astăzi. E de necrezut ce diferiți suntem, practic, diferiți sunt de generația mea. Permanență dependenți de acest telefon care nu știu care e marea bucurie ce te poate învăța până la urmă. Trăim într-un loc, nu mai avem această intimitate, locul este comun. Trebuie să aparținem întregului societății cu absolut întreaga noastră transparență. Iar lucrul ăsta creează pentru mine un foarte mare inconfort. Da. Deci n-aș putea spune că e un tip de societate care îmi dă un sentiment de plinătate. Mă reîntorc cu discuția la expoziția ploieșteană, la expoziția Ștefan Râmniceanu la Întretăierea Lumilor și le-aș ruga regia să mai prezentăm imagini în timp ce discutăm. Să remarc faptul că am descoperit la parter un mic tablou pe care puteai foarte bine să-l ignori așa între operele pe care le-ați expus acolo. Nu știu dacă i-am reținut bine numele, denumirea, ceva de genul povestea mea, povestea vieții mele, în care dumneavoastră ați mixat câteva elemente, un mic bilețel așa cu Ploiești numărul 1, o dedicație Cézanne, dacă nu mă înșel, și am regăsit acolo așezată cam întreaga viața dumneavoastră, ne povestea foarte pe scurt, la etaj, acele și la parter sculpturi monumentale, la etaj picturile monumentale ale maestrilor, dacă nu mă înșel, 400 pe 200, ci 4 metri și 2 metri jumătate înălțime. Și pot să mi-l imaginez pe maestru Ștefan Râmniceanu în acea perioadă în care a fost, de fapt, un șef de șantier acolo. Acolo au fost lucrări de șantier uriașe pentru aducerea și așezarea fiecărei opere la locul ei. Că acolo se vedea că fiecare era așezată acolo unde trebuia să stea. Nimic întâmplător, nimic așa venit, totul gândit, totul așezat, și nici acum nu pot imagina cum ați reușit să aduceți și să așezați operele, mai mari, mai mici, dimensiunile lor, exact fiecare unde trebuie. Este într-un fel un ritual. Înaintea unei expoziții, acea panotare a expoziției, această organizare, structurare a demersului artistic este foarte important. Cred că la Paris am avut șansa de a învăța acest lucru de la Dan Hăulică, probabil cel mai mare critic de artă pe care l-a avut România. Am avut nevoie de mijloace foarte importante, acele dimensiuni, acele lucrări, ca să le aduci în muzeu, să le transporti pe fiecare pe simeza, pe verticala sa, presupune o luptă, dincolo, dacă vreți, de organizarea mentală. Ia dificultatea, greutății și a dimensiunii, evident că mi-a impus anumite
să zicem, atitudini pe care nu l-aș fi bănuit, mai ales în acest muzeu care este superb, dar poate că pentru ceea ce fac ar fi trebuit să aibă o altă dimensiune. Însă vreau să subliniez și cu ocazia aceasta vreau să aduc mulțumiri, să aduc întregului muzeu mulțumiri, care a avut o atitudine remarcabilă, impecabilă față de mine, m-au înconjurat cu foarte multă generozitate și am creat un spirit de echipă remarcabil, începând cu domnul director Florin Țicoie, cu doamna directoare adjunctă Alice Necula și cu întregul staff care m-au ajutat, doamna Corina Stoian, Mariana de Scalache, care m-au ajutat și m-au susținut în această perioadă, care acea săptămână în care eu am construit absolut tot acest, să zicem, cetate, cam cu ei ca o cetate într-un fel, cetate în cetatea Ploieștiului, cred că n-ar fi fost posibilă fără acest, dacă vreți, spirit de echipă extrem de important. Dimensiunea este, dacă vreți, o componentă esențială a demersului meu artistic. Un critic important spunea, Râmnicean are o demăsură. Nu știu dacă este vorba în mod special de acest lucru. Eu am nevoie să mă confrunt în permanență cu mine. Nu simt că nu pot avea forța și randamentul dacă nu mă înfrunt cu lucrurile dificile pe care, dacă nu există, le construiesc. Și să știți că este un foarte mare risc. Pentru că, în general, foarte mulți artiști își doresc să execute lucrări mici, că ele se vând, că ele au mai loc imediat într-o galerie, într-un apartament. Eu nu mi-am pus niciodată problema asta. Ce se întâmplă cu lucrările care le fac, chiar dacă sunt foarte mari? Pentru că nu mă interesează. Evident că spiritul pragmatic al vieții te face să... Dar în momentul în care ești condiționat acestui lucru, nu mai ai acea forță, acea mistuire care să te facă să ajungi la o anumită esențialitate în ceea ce faci. E un mare risc să faci lucrări de dimensiuni mari. Dar mie îmi place să-mi asum aceste riscuri. Ele m-au construit, ele m-au dus, de exemplu, în acest moment. De exemplu, bibliotecile pe care... Legătura cu timpul pentru mine e foarte importantă. Această memorie colectivă și timpul care am senzația că mușcă din univers și din noi, pentru că niciodată nu putem să-i scăpăm acestei forțe implacabile, timpul mă domină, mă aspiră. Sunt la parter două, trei mari biblioteci, le-am spus bibliotecile utopice, plecând de la ferecături. Doina Mândru, un critic foarte important, spunea despre ele că le consideră ca niște biblioteci ale viitorului, în care dacă s-ar întâmpla ca acest pământ să dispară, în ele am putea închide, practic, o anumită esență a unei culturi, a unor secole de civilizație. Toată această îmbrăcăminte exterioare, acest veșmânt exterior, e ca un, de exemplu, putem avea aici un detaliu în imaginea dumneavoastră, sunt ca niște coduri. Lucrez cu niște coduri, uitați, și fiecare cod are un cifru. Dar la un moment dat îți trebuie mâna și cunoașterea cifrului pentru ca să le deschizi. Asta probabil că de asta sunt și utopice, va reveni probabil unor alte conjuncturi altă dată în alt timp. Maestre Ștefan Râmniceanu, sunteți cetățean de onoare al Ploieștiului din anul 2014, am înțeles bine, sau m-am documentat bine, 2014 parcă. Cred că 2015. 15. Care a fost sentimentul dumneavoastră la acel moment? Eu cred că atunci, în 2015, dacă am fi făcut un sondaj printre ploieșteni, nu foarte mulți ar fi știut să răspundă la întrebarea cine este Ștefan Râmniceanu, pe principiu că nimeni nu este profet în țara lui, un principiu pe care de data asta acum îl sfidați, îl negați și vă reîntoarceți. Iată, să fiți profet aici,
unde v-ați dorit din acei ani ai tinereții și să vă faceți cunoscut așa, dintr-o dată, spectaculos, măreț, ploieștenilor. Evident că nu mi-am închipuit că o să am onoarea să devin cetățean al orașului Ploiești, când eram și plecam în zona adolescenței. E un sentiment, n-aș spune numai, nu numai de mândrie, care într-un fel mă și apasă. Adică este onoare, dar probabil că nu foarte mulți oameni își dau seama ce semnificație poate să aibă acest lucru pentru cineva care are acest lucru și poate l-are meritat. E o responsabilitate, adică simți că ești privit, simți că oamenii au încredere în tine, simți că reprezinți, simbolizezi o aspirație probabil la care își doresc, poate la cei tineri, să ajungă și lucrul ăsta îți dă și sentimentul că trebuie să fii în permanență la înălțimea, de fapt, a acestui simbol pe care orașul ți l-a conferit. Bucurie e puțin spus. E un sentiment straniu de un amestec ciudat între mândrie și responsabilitate. E adevărat că, mă rog, după ce mi s-a acordat acest titlu, simțeam că strada din Ploiești, pe care o știam foarte bine, acest bulevard care probabil în adolescență, probabil 2-3 cm, l-am tocit și eu de la un capăt la celălalt, da, cu lumea aceea nebună și boemă a anilor 70, 70, 73, mă face să simt aerul castanilor altfel. Ca un fel de, dacă vreți, de parfum extrem de în același timp de adânc și în același timp plin de un oarecare optimism. Să pot considera că, într-adevăr, orașul mă iubește, orașul mă apreciază. Dar să știți că, mai ales prin faptul că am trăit mult timp la Paris, vă fac o destenire, și este extrem de sinceră, am purtat Ploieștiul tot timpul în suflet. De foarte multe ori, nostalgia pe care o aveam la Paris se datora Ploieștiului. Unor detalii, unui colț de stradă, mi-era dor de o cărămidă din Ploiești. Mi-era și rușine să le spun și altora, În că ce am zonă, în ce sentimentul zonă acesta. ați copilărit aici, în Ploiești? Zona HD-ul am copilărit-o foarte mult, în zona aceasta sudului. Da. Eram împreună cu Sergiu Rugină, care locuia tot în sud, plecam împreună și de multe ori ne întâlneam când veneam spre școală. Da. În România gândesc altfel față de Franța. În Franța mă simt un cetățean care intru în creuzetul acesta al metropolei, ca într-un fel de universalitate, mă lupt altfel. Pe când în România și în special în Ploiești când vin, am sentimentul de plin al unei osmoze între mine și mediul înconjurător. Pictez altfel, gândesc altfel, totul mi se întâmplă altfel. Simțurile mele sunt altfel dirijate de către perceperea pe care mi-o oferă și spre care mă direcționează mediul. Noi ploieștenii avem simboluri puternice. Aurul negru, bulevardul cu castanii, unic, aș spune eu, în România și o recunosc și bucureștenii, asta, Republica de la Ploiești, Caragiale, Nichita, Falansterul nostru. absolut, aici, o aruncătură de băț de Ploiești. Parcă în această zonă a monumentalității, a artei, ne lipsește ceva. Încă ne mai căutăm aceste simboluri. Este foarte interesantă abordarea dumneavoastră. Vă dau sentimentul meu. Ceea ce lipsește foarte mult în România, evident și în Ploiești, este că arta nu este percepută ca un factor mobilizator al societății. În Franța,
Patrimoniul este un bun al întregului popor. Patrimoniul trebuie prezervat. Există o prezervare a patrimoniului. Există o grijă pentru creativitate și o grijă pentru educație. Deci a prezerva, a păstra și a transmite. De fapt, asta e podul între generații. În Franța, cultura are un rol și o simbolică de excepție. Deci este o excepție culturală, e un simbol care trebuie protejat și încurajat de întreaga societate. Este de-a dreptul uneori penibil când vedem câte lucruri s-au întâmplat în România ce privește raporturile economice. Oameni care au prosperat, care au foarte multe societăți, au parcuri de mașini pentru copii, pentru soții, pentru amanta 1, amanta secundară, principală, pentru toată, absolut tot. Deci, care își etalează această bogăție cu... E foarte bine să te îmbogățești. E foarte bine. O societate bogată devine sănătoasă. Depinde și cum o faci, evident. Dar rar se gândesc la ideea aceasta generoasă de a ajuta, de a crea ca o datorie morală de care i-ar putea nobila până la urmă, de a da un răspuns că au câștigat aici bani, de a crea această sponsorizare a artei, de a crea un muzeu practic privat, da? Sau muzee private, de a crea colecții. Colecționarii de artă sunt foarte rari în mijlocul lor. Colecționează mașini. Da? Probabil că va veni și timpul în care se vor trezi și își vor da seama că arta este cea care schimbă societatea, este fereastra spre lume. Dacă Franța e importantă, este importantă pentru patrimoniul său cultural și arta creează bogăție. Da, cum spuneți dumneavoastră, colecționează mașini ca să fete. Ține de lume, e foarte bine. Unii au chiar și biblioteci, da, din care evident n-au citit nicio carte, dar superbe biblioteci. Dar ar fi extraordinar să poată participa la această emulație românească, pentru că avem nevoie de o renaștere românească. Această renaștere românească nu se poate face numai prin schimbări politice, printr-o luptă politică, care stagnează practic o evoluție a societății. E extrem de dramatic, rar poți vedea un proiect de țară adevărat, absolut, puternic, care să articuleze puțin o dezvoltare ulterioară a societății. Da? Nu putem să fim priviți în Europa cu respect dacă nu trecem pe acest bulevard al culturii, al devenirii. Și vom crea și alt tip de electorat. Pentru că în momentul în care un electorat începe să se emancipeze, să aibă altă înțelegere asupra culturii, și el, practic, are alt mod de a se pronunța în preajma unui vot. De a alege o clasă politică care, într-adevăr, să fie creativă și constructivă pentru devenirea acestei țări. Și iată cum, discutând cu oameni precum Ștefan Râmnicianu, și sunt mulți, cred eu, mulți asemenea români, aici în țară, în afară, cum putem discuta despre un proiect de țară pe care noi îl așteptăm de la politicienii noștri, dar este clar că nu de acolo o să vină, ci o să vină de la români. Deci putem discuta o mulțime de laturi și mă gândesc la invitații domniei sale la vernisaj, printre care s-a aflat reputatul medic Leon Dănăilă, s-a aflat Ivan Pațaichin, Cornel Nistorescu. Deci iată niște nume cu care cred că am putea să facem un proiect de țară aproape complet. În finalul emisiunii lansă și o provocare așa, nu numai către invitatul din această seară, către maestru Ștefan Râmnicianu, dar și către administrația noastră, către toți ploieștenii, dacă în acest proiect de viață Ștefan Râmnicianu ar putea fi o etapă, știu eu, precum etapa lui Constantin Brâncuș vis-a-vis de orașul Târgu Jiu, o etapă în care Ploieștiul să primească o emblemă monumentală, de ce nu, marca Ștefan Râmnicianu. Atingeți un
dacă vreți, o idee care, pe care am avut-o, am și discutat-o de altfel cu anumiți reprezentanți importanți care pot decide într-un fel acest proiect. Eu am această deschidere și dorință de a putea crea în orașul meu natal un început, o lucrare de mari dimensiuni, pentru că monumentală, pentru că vedeți dumneavoastră, când mergi în Franța și vezi sute și mii de lucrări, zici, ce superb e la Paris. De ce? Pentru că sunt, în România nu sunt. Nu sunt. Ele trebuie să ne populeze spiritul, viața, privirea. Ele ne vor modela. Da, sau vor contribui la modelajul nostru, la devenirea noastră, devenirea omului nou, omului european. E foarte important. Dacă considerăm că vom deveni europeni numai înjurând pe cel care nu e de același bord al baricadei noastre, înseamnă că n-am înțeles absolut nimic și nu o să ajungem niciodată niciunde. Acest clivaj, că n-am, revin acum puțin, că de fapt și arta s-a politizat în funcție de apartenența ta și de culorile tale și preferințele tale politice. Acest clivaj este extrem de periculos. Suntem în anul centenarului. Poate că sub simbolul acestui eveniment major al nostru, cu o încărcătură simbolică extraordinară, poate va avea darul să cristalizeze o, dacă vreți, un sentiment de colectiv de participare la binele țării. Adică este uluitor ce forțe au devenit în România, au început să nască în România, care sunt, cum să spun, aparțin lumilor diferite. Apropo de întretăierea lumilor, până și politic se vede lucrurile. E o întretăiere totală. Acestea fiind spuse, am ajuns la finalul emisiunii. Mai am o întrebare și doresc un răspuns scurt, dar sunt sigur complet al dumneavoastră. Nu vreau să trag concluzii, nu este o concluzie a emisiunii, nu vreau să trag concluzii după această emisiune. Cred că proiectul Ștefan Râmnicianu continuă și poate continuă și la noi aici la Ploiești TV, în fața și în legătură cu ploieștenii. Cine este omul Ștefan Râmnicianu acum, după ce am discutat 50 de minute cu ploieștenii, domnule Râmnicianu? A vorbit despre sine în sensul narrativ al aspectului, e un pic mai dificil. Fiecare se reprezintă prin ceea ce există, prin ceea ce face, prin aspirațiile sale. Dar dacă mă tot provocați la o confesiune de genul acesta, aparențele înșală de foarte multe ori. Cred că sunt o persoană care îmi place să mă autoexilez în forul meu interior, ca într-o chilie la un moment dat. Adică nu pot, practic, să-mi imaginez viața într-o mondanitate lipsită de semnificații, de sensuri, de profunzime. Aproape că sunt siderat de cât de mult se dorește în România acest lucru. Această viață superficială. Nu aparțin unei vieți superficiale, nu-mi doresc, n-am aparținut niciodată și nici n-am să aparțin. Îmi plac lucrurile care au o forță și care marchează existența. Probabil că, mai ales în București, sunt perceput ca o persoană intransigentă, cu autoritate. Unii îmi spun că sunt foarte orgolios, probabil că și dintre colegi de-ai mei de aici din Ploiești. Este extrem de fals. Sunt un om care iubesc oamenii, îi prețuiesc și pe dușmani îi prețuiesc. Datorită lor, chiar le mulțumesc, pentru că dacă m-ar fi iubit, în mod cel mi-ar fi fost mult mai rău. Sunt deschis, sunt generos și cred că privesc deseori cu multă afecțiune, chiar și pe cei care încearcă la un moment dat să-mi producă oarecare rău. Stimați telespectatori, dacă vrem să vedem cine este
omul Ștefan Râmnicianu, care este proiectul de viață Ștefan Râmnicianu, neapărat trebuie să mergem la Muzeul de Art și vă invit, eu vă invit cu toții și nu uitați și copiii, nu uitați să luați și copiii cu dumneavoastră, să vedem o frumoasă poveste a ploieștilor din zilele noastre, pentru că sunt și povești frumoase aici, uneori ale noastre, personale, aici în Ploiești zilelor noastre. Vă mulțumim, maestre, pentru prezență în studio, pentru ce ne oferiți, pentru ce ne veți mai oferi. Același sentiment l-am și eu de mulțumire pentru gestul dumneavoastră de a mă invita în studio și de a putea să-i transmit ploieștenilor întreaga mea admirație și speranță că acest oraș va deveni un oraș inconturnabil pentru români. Cu mare drag, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm, nu-i așa, la muzeu. Să aveți o seară frumoasă în continuare. La revedere!